Tată, dă-i! Deci eu și fashion-ul meu de travel, vai, deci urăsc frigul maxim. Bine că am nevoie de o păturică la Cluj, că acolo mă duc, pentru că nu știu exact când o să dorm, așa că am nevoie să am căldurică. Ce dimineață frumoasă și București, e super, super, super treaz. Deci cum vedeți, trec o groază de mașini. Ce credeți? Tata iar mi-a zis, bă, fato, cum te culci tu și te trezești să pleci pe nu știu unde? Da, ce credeți? Aseară am dormit o oră, se pune ca și cum aș fi dormit. Nici nu m-am machiat pentru că nu am avut timp, că trebuie să prind tramvaiul ăsta, să merg cu el 10 stații, bam, bam, până la mașinuță. Dragilor, pot să vă zic că la ora asta nimic nu este deschis pe stradă, sunt doar eu și navetiștii care, by the way, m-au speriat puțin că au început să țipe unii la alții de pe o parte de pe cealaltă străzi. Hello? Guess what? What? You really wanna know? Yes! Eram, se ceartă de adevăratele sau e la mișto? În fine. Bun, dragilor, acum să vă arăt de fapt motivul pentru care eu am ajuns la Cluj. Da. Sunt o susținătoare, sunt fana lui numărul 2. Kilograme. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're... S-a ajuns în Cluj, dragilor, și s-a lăsat friguțul, deși astăzi chiar a fost foarte frumos, am mers în rochiță pe afară, m-am perindat pe aici frumușel, încă sunt în rochiță, dar m-am deghizat, știți bine că adopt acest stil când este friguț și mă îndrept spre prietena mea să ne vedem și să plecăm la nu știu ce party, sper să fie drăguț. Trebuie să merg vreo jumătate de oră pe jos și ca de obicei nu am baterie. Mâine este meciul, de-abia aștept. Sper ca prietenul ăsta al meu, amicul meu pe care îl susțin, să câștige. Pentru că am o poză superbă că își trebuie să o postez. Adică eu am ieșit foarte bine, el nu prea. Dar na, îți dai seama, trebuie să câștige ca să pot să postez poza. Bun, în fine, ne vedem mâine. Sau o să postez și de la petrecere, nu se știe. Vedem ce baterie mai am. Pa, pa! Păi să fie că, uite, sunt cu prietena mea și m-am venit și cu încă doi băieți și suntem la un party în care o să vină o gică multă lume. S-o dată pe lună, să ducem o viață bună, suntem toți împreună, când toată lumea ne-a trăit și adună. Bun, dragilor, a venit ziua cea mare și suntem aici la sala sporturilor Horia Damian și de-abia aștept să înceapă gala sau cum să o numi chestia asta și să se bată și să vedem cine câștigă. Parcă am eu emoții. Fac un episod special despre Mihai Ciompec. Despre? Mihai Ciompec. Sunt în sala, aștept să înceapă meciurile, de-abia aștept să se bată Mihai și să vedem cine o să ia. Chiar am foarte, foarte mari emoții, de parcă m-aș bate eu. Știu că am mai zis chestia asta odată, dar încerc să găsesc un unghi din care să pot să filmez ca lumea. Mihai Ciompec!
Bun, dragilor, eu am sărit pârleazul, dar nu aveam cum să nu stau aici în față și să filmez tot. Nici măcar nu este legal ceea ce fac eu acum, dar bine că sper să nu vină nimeni să mă dea de aici. Bă, perfect!
mamă, deci îmi tremură mâinile. Nu știu dacă sper să filmez cât se poate de bine, dar îmi tremură mâinile de emoții. S-a terminat prima rundă acum și Mihai s-a descurcat excepțional, excepțional. Acolo, strânge. Hai. Strânge, Mihai. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to hit south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Trage de tine. Trage de tine, băiatule. Haide. No.
Deci trebuie să ne întoarcem la București. Nu uitați să dați subscribe ca să vedeți următoarele mele activități super random și plecări așa de nebună. Și să urmăriți și alte videoclipuri în caz că nu le-ați văzut, nu? V-am pupat!